Aliniat 1, litera A, din votul administrativ cu modificările și completările a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 51 din 20 aprilie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi vreau să spun bun venit celor care sunt prezenți. Conform regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor, o să reamintesc propunerea pentru ordinea de zi, așa cum se regăsește în anexă la dispoziție și am văzut că a fost acceptat în plus un proiect de hotărâre pe care o să-l reamintesc împreună cu celelalte. La primul punct avem proiect de hotărâre privind aprobarea executei bugetului 4.2.4 pe semnătul 1. Inițiator cu semnat. Punctul al doilea propune tot un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de gestionare a deșeurilor din construcție și demolare în Comuna Bornești de Bacău, inițiator domnul viceprimar. La punctul al treilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor special destinate serviciului de salubrizare pentru anul 2023. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 1. La punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului Comunei de Bornești, inițiator cu semnată. Aveți cunoștințe, am înțeles că a fost acceptat. De asemenea, un proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Bogdănești în parteneriatul lider Gaz Valea Tolușului pentru implementarea unui proiect de finanțare. De vorba de finanțare care excede veniturilor bugetului local. Și ultimul punct, ca de obicei, solicitarea adresată de Consiliul Local. Se pun la vot ordinea de zi anunțată. Mulțumesc pentru unanimitate. Da, vă rog să faceți propuneri pentru domnul consilier Brumu și-a terminat mandatul celor 3 luni de zile de președinte de ședință. Vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință. Domnul... Da. De fapt, propune pe domnul consilier Stanciu. Mai sunt și alte propuneri? Supunem la vot propunerea domnului consilier Brumu. Cine este de acord cu domnul consilier Stanciu? Fie președinte de ședință pentru perioada de 3 luni de zile. Deci am observat că există unanimitatea dumneavoastră. Felicităm pe domnul consilier și rog să preia conducerea ședinței. Da, mulțumesc, domnule secretar. Știu că nu procesul verbal de la ședințele anterioare nu e. Nu a fost finalizat. Deci putem intra direct în problema, în miezul ședinței. Și intrăm la punctul numărul 1 al ordinii de zi, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 1-2023, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. La 3 luni, conform legii finanțelor publice, în ideea de a respecta niște principii privind execuția bugetară sau cu alte domenii, cheltuirea banului public de către administrația locală, în ideea de a respecta principiul de transparență, de a fi supus analize și în final aprobării, ne întâlnim cu acest proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1-2023. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2023, conform anexelor numărul 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. După aprobare, primarul comunei, doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea,
secretarul general al Comunei Bogdanești, domnul Antoiu Vacere, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primară în Comunei Bogdanești, instituții de fiscul de debatul. Mulțumesc cu această ocazie pentru raportul compartimentului de specialitate, întocmit de doamna contabilă Răpăuzeanu Lumerea, care poate constitui cu îndoială baza de analiză privind începutul bugetului local în intervalul de timp amintit. În conformitate cu legea finanțelor publice numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010, articolul 49 de legea, în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul extras cel mai târziu cu decembrie pentru trimestrul 4, ordonatorul principal de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetului întocmite de cele două secțiuni. Bugetul local cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unității de învățământ preuniversitar de stat, administrație publice locale, a unității de cultură, asistența socială, protecția persoanelor cu handicap, servicii de dezvoltare publică, transportul. Și de interes sunt câteva indicatori care permit identificarea unor concluzii. Planul de venituri proprii, trimestrul pe care îl analizăm, trimestrul 1-2023, a fost în sumă de 719.400 lei și s-a încasat sumă de 981.981 lei, ceea ce reprezintă un proces de realizare a planului de 137%, iar planul la total venituri secțiunea de funcționare și dezvoltare a fost întrunvesc întâi în sumă de 4.179.400 lei, iar încasările au fost în sumă de 2.545.448 lei, realizându-se în procent al planului de 61%. Cheltuielile planul la cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul întâi a fost în sumă de 5.451.400 lei și s-a realizat în sumă de 1.317.700 lei, ceea ce conduce la un procent de realizare a planului de 24%. Planul pentru cheltuielile din secțiunea de funcționare este în sumă de 1.171.400 și s-a cheltuit suma de 713.300 lei, ceea ce duce la un procent de realizare de 61%. Aceasta demonstrând că cheltuielile au fost făcute cu responsabilitate, respectând prevederile legale. Planul la venituri proprii pe trimestrul 1-2023 au fost realizate în procent de 137%, deoarece s-au făcut înștiințări de plată, iar cei înștiințați au venit la serii primărești și au achitat datoriile, s-au înființat copriiri, iar datorită bonificației acordate la plată au venit mulți contribuabili și au achitat debitele, beneficiind de bonificație, a fost instituită la nivel de instituție plată online, plată cu carne, ceea ce ușurează încasările debitelor. Cheltuielile au fost efectuate în funcție de prevederi legale și în funcție de angajamentele legale stabilite în buget. La secțiunea de dezvoltare, planul de venituri a fost de 4.280.000 lei, iar cheltuielile efectuate în trimestrul întâi au fost în sumă de 64.384 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 14%. Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare au fost de 14%, întrucât timpul fiind favorabil, s-a putut desfășura lucrări pentru realizarea investiției pe care o cunoaștem, rețeaua de apă potabilă și canalizare în stată de Filipești Românei, unde s-a executat și plătit lucrări în sumă de 64.384 lei, acest fapt asigurând un procent de realizare a cheltuielilor de 14%. Față de cele prezentate, propun Consiliul Local Bogdanești aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe trimestrul 2023, conform anexelor menționate 12 și 13.
Am redat integral raportul cu compartimentul și specialitate. Mulțumesc și mai mult, primar. Comisia de specialitate numărul 1, Pazilu. Comisia de specialitate numărul 1 a anunțat favorabilă la societatea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Doar dintre doamne, doamne, consilieri, vor să ia cuvântul în marginea acestui proiect. Dacă nu, propun să fie aprobare. Cine este pentru? Bine. Deci, este o unanimitate de voturi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului luat în putere și pentru metrul de 1.023 a fost aprobat în putere. Da. Trecem la punctul numărul 2 din proiectul ordinii de zi, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Bogdan județul Bacău. Inițiativă, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul viceprimar. Bună ziua și mulțumesc. La acest proiect avem două zone care o să fie, una în Bogdănești și una în Filipești. În Bogdănești o să fie în spatele țarcului peste vale, unde o să putem arunca depunerea, adică deșeurile din construcții. Și la Filipești, în amuntii de podul care trece la Cozănești. Am dat asta, s-a dat la mediu, zonele care trebuie să depozităm și s-a aprobat. Din deșeurile din construcție, asta nu înseamnă că atât lemn, beton, țiglă, pământ, nu bidoane, nu folii, nu adbe sau așa. Fiecare care dărâmă sau demolează ceva, trebuie să sună la primărie, să discute, să vin să verific în teren și după aia să descarci în zona respectivă, să știu sigur că e ceea ce ne spune domnul la mediu. La acest proiect propun articolul 1 să se aprobe regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Bogdănești. Articolul 2. Să se împuternicească subsemnatul având funcția de viceprimar pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare. Articolul 3. Secretarul General al Comunei, domnul Lungeu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, viceprimarului Comunei Bogdănești, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău și instituției Prefectului Bacău. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Comisia numărul 3. Comisia numărul 3 a dat aviz favorabil acestui proiect. Mulțumim. Și acum, dacă cineva dintre domnii, doamnele consilieri, vor să ia cuvântul cu noi în acestui proiect. Dacă nu, propun spre aprobare. Cine se pentru? Împotriva abțineri, nu. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări nu va fi Bogdănești, dar s-a aprobat în unanimitate de fapt. Trecem la, da, mulțumim, domnul secretar, trecem la proiectul numărul 3 și anume proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale destinate serviciului de salubrizare pentru anul 2023. Comisie de specialitate numărul 1. Inițiator. Mulțumesc, așa cum în ședința anterioară am avut din partea Consiliului Județean adresă prin care trebuia să îi susținem respingere, acum avem o altă adresă prin care trebuia să ne supunem părerea asupra cuantumului taxelor speciale destinate salubrizării. Pe marginea acestui lucru am propus următorul proiect de hotărâre. La articolul numărul 1, aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a UET de Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2023, astfel. Pentru utilizatorii casnici, la valoarea de 9 lei de persoană pe lună, nu s-a schimbat nimic, pentru utilizatorii non-casnici, 30 de lei de angajat pe lună și la instituțiile publice, precum Primăria Comunei Bogdănești, 150 de lei pe lună, Casa Comunei Bogdănești, 50 de lei pe lună, Postul de Poliție, 30 de lei pe lună, Biserica Ortodoxă Bogdănești, 150 de lei pe lună, Biserica Ortodoxă Filipești, 50 de lei pe lună, Biserica Adventistă, 20 de lei pe lună, Instituția de Învățământ, 150 de lei pe lună. La articolul numărul 2, după aprobare, doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier, și doamna Alina
Iftinca, consilier juridic în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. La articolul 3, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Oncioiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Iftinca Alina, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și instituției prefectul județului Bacău. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Iar avizul este favorabil. Da. E aceeași taxă, ca să fim înțeleși. Deci nu s-o mări nimic. Și aici aceeași întrebare, dacă dintre domnii, doamne consilieri, au întrebări, au... Dacă nu, propun spre aprobare, cine este pentru? Cine este pentru? Și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. De stabilire cu un contact special, pentru că a mai fost aprobat. Cei de la ADIS ne-au solicitat să aprobăm taxele pe care astăzi luau, cum o scris în adresă, în materie. Ei vor mări. Deci, hotărârea a fost să rămână taxele care au fost stabilite de joi. Da. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 4, și anume un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiativ, domnul primar, aveți cuvântul. Am avut ocazia ca analizați documentația referitoare la stabilirea salariilor de bază lunară pentru funcționarul public și personalul contractat în aparatul de specialitate a primarului pentru anul curent. Proiectul de hotărâre propune următoarele. La primul articol, stabilirea cu data de 1.3.2023 a salariilor de bază lunară pentru funcționare public și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Bacău pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Republicană Domnule Consilier și doamna Toma Viorica, referent resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul general al Comunei de Mântăriu Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, în partenerul financiar contabilitate, doamne Toma Viorica, instituție preferită județul Bacău și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Cred că de interes pentru înțelegerea corectă în acord cu legislația actualizată, că cam la asta se referă acest proiect de hotărâre. Deci, raportul privind aprobarea salariilor pentru personalul angajat în instituția publică locală, conform legii 153/2017. Este un raport realizat de doamna consilieră Răcăuțeanu Romera, care îi mulțumesc pe această cale. Subsemnata Răcăuțeanu Romera, consilieră în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești de Bacău, având în vedere legea 103/2023, recentă, privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 115/2022 pentru completarea articolului 1 din ordonanța de urgență 130/2022 privind unele măsuri fiscale bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care, începând cu data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizațiilor lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, prevăzut în anexa 9, litera C, din legea cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată potrivit legii pe anul 2021. Referitor la salarizarea personalului din cadrul administrației publice locale, precizăm că, în conformitate cu articolul 11, alineatele 1 și 3, prin
care pentru funcționare publică profesională contractuală între primărie și consiliul local salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în urma consultării salariatului și stabilirea salariului lunar potrivit alineatului 1 se realizează de către ordonatorul de credite cu respectarea prevederii articolului 25 prin care, citez, suma sporurilor, compensațiilor, adaoselor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanțe acordate cumulat de total buget pentru fiecare ordonator de credite, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție sau a salariilor de funcție, soldelor de grad sau salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și soldelor de comandă, salariilor de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare de total. Vă comunic că unitatea noastră se încadrează în condiția articolului 25 la toate capitolul cu cheltuieli de personal. De asemenea, conform articolul 11 alineatul 4 din legea cadrului se precizează că nivelul veniturilor salariale se stabilește în condiții prevăzute la alineate 1 și 3, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, excepând majorările prevăzute la articolul 16 alineatul 2 cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Având în vedere cele arătate mai sus, doamna consider că se îndeplinesc condițiile pentru majorarea salariilor pentru personalul unității noastre începând cu 1.1.2023. Atât, mulțumesc. Comisia numărul 1. Mulțumesc. Da, părinte, domnule, doamnele consiliere, voastre. Ia cuvântul pe marginea acestui proiect. Dacă nu, să pun spre aprobare. Cine este pentru? Deci, proiectul de hotărâre prin stabilirea salariului de bază primare pentru studii și personalul contractual în aparatul de specialitate al primarului în 2023 a fost aprobat în realitate. Mulțumesc. Da, pentru că domnul a intervenit un proiect, nu? Da. În ordine de zi, privind includerea teritoriului cu ATE Bogdănești în parteneriatul Leagă-Gaul Valea Trotușului pentru implementarea SDL cu finanțare plan strategic 2023-2027. Cred că domnul primar. Da. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Am primit în ultimul moment acest proiect de hotărâre în care se menționa situația ideală de adoptare cu celeritate, fiind vorba, practic, de accesarea unor fonduri europene pentru realizarea unei strategii a grupului de acțiune locală, din care face parte și comunitatea noastră. Am să reamintesc articolele propuse de staful celor din Galul Valea Trotușului. La primul punct, să se aprobe includerea teritoriului ATE Bogdănești în parteneriatul LIDER, Galul Valea Trotușului, pentru implementarea CDL cu finanțare prin PS 2023-2027. Deci este o strategie pentru o perioadă medie, să spunem. Articolul al doilea, să se aprobe susținerea și participarea ATE Bogdănești la acordul de parteneriat LIDER, care va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală în intervalul 2023-2027, finanțat în cadrul planului strategic. Continuând cu articolul al treilea, hotărârea de Consiliul Local va fi valabilă pentru obținerea sprijinului pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală în intervalul amintit. Articolul al patrulea se va menționa că OAT Bogdănești va face parte din parteneriatul Gal Valea Trotușului și că OAT Bogdănești nu va adera la alt parteneriat, ce va implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanțare prin fonduri europene. Articolul al cincilea, reprezentantul local
al comunei este potrivit lege primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator de credite sau administrator public al comunei. A noi nu este cazul. Articolul 6-lea, aducerea la îndeplinirea hotărârii se asigură de către primarul comunei Mordăneni, vete bateau. Și al 7-lea, după aprobare, hotărârea se va comunica de către secretarul general al comunei, primarul comunei, instituții profesiei vete bateau, se aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul primăriei, precum cu pagina de internet. Atât de pe mine. Mulțumim. Deci, la trecerea numărul 3, nu? Comisia numărul 3 este dat aviz favorabil la acestui proiect. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări sau mai în această răspătărată pe proiect. Dacă nu îl propun și de această preaprobare, cine este pentru? Acțiune împotriva. Deci, în unanimitate și proiectul de hotărâre privind includerea teritoriului Oasă Bucănești în parteneriatul liber de la Clujul și Clujul prin finanțiară, cederea de finanțiare prin ES 2023-2027 a fost aprobat în unanimitate. Da. Și am și la solicitări, este o solicitare depusă de către doamna doctor veterinar, înregistrată în 24 aprilie. Și adresată către Consiliul Local, subsemnată Pașot Cristina, doctor veterinar la Spitalul Veterinar Bordănești. Vă rog, în prezentă, să ne aprobați un loc în curtea școlii Filipești pentru a amplasa două containere care constituie cabinetul medical veterinar. Eu i-am explicat că pentru aprobarea asta trebuie inițiat un proiect de hotărâre. Dar cum am mai avut o dată solicitare? Am mai avut, nu s-a inițiat niciun proiect de hotărâre. Acum eu v-am prezentat-o. Rugămintea ca la următoarea ședință, adică pentru următoarea ședință, dacă evident dumneavoastră doriți să inițiați sau, mă rog, un proiect de hotărâre cu privire la... E bine și până la urmă toți strigem acolo. Să ia niște bani. Atât, da? Atât, da. Mulțumesc, domnule secretar. Cu acesta închidem ședința de astăzi. Mulțumesc.